Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Deputații din Republica Moldova vor rămâne fără imunitate parlamentară. Un proiect de lege care prevede anularea articolului 70 din Constituție a fost aprobat în prima lectură de către Parlament. Aceasta este tema ediției de astăzi. Mai multe vom încerca să aflăm de la invitații emisiunii, care sunt Grigore Novac, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și Pavel Medrigan, avocat. Bună seara și bine ați venit, domnule Medrigan. Bună seara. Domnule Novac, haideți să explicăm telespectatorilor în ce constă de fapt această epopee cu imunitatea parlamentară, de ce a apărut această inițiativă, cum poate fi explicată ea pe înțelesul omului de rând și probabil un șir de întrebări care urmează să le adresez pe parcursul emisiunii. În opinia mea, această inițiativă așa de propulsată, aș zice eu, de Partidul Democrat are un singur scop de bază, însă are și câteva ascunse. Cel de bază fiind ca prin acest proiect, care nu știu dacă va fi totuși până la urmă votat, dacă va fi pe înțelesul tuturor deputaților din alte fracțiuni ce votează și care pot fi consecințele. După mine, prin acest proiect se dorește ca după lichidarea imunității, să zicem așa, deputaților, să fie în mâna actualei coaliții majoritare, oricum se mai numește acolo, dacă vorbim mai simplu, a PD-ului, o bâtă politică în mâinile lor, pentru a fi mai convingători față de deputați. Și pentru mine apar mai multe semne de întrebare, dar de ce imunitatea se ridică doar parlamentarilor? De ce nu se ridică judecătorilor? De ce nu se ridică altor categorii care beneficiază, da? Prime persoane de la Banca Națională. De ce nu se ridică celorlalți membri ai Consiliului de Administrare a Băncii Naționale și în genere celelalte categorii care beneficiază din imunitate. Aici se pune accentul exclusiv pe imunitatea parlamentară. Eu cred că este un PR din partea Partidului Democrat. Ori noi vedem că în ultimii ani, în toți acești ani, imunitatea parlamentară s-a cerut a fi ridicată exclusiv, și contrabalanța este enormă, exclusiv pentru reprezentanții opoziției. Noi în ultimii ani avem doar două cazuri când a fost solicitată această ridicare a imunității pentru reprezentanții majorității parlamentare. Și într-un caz a fost satisfăcută, în alt caz a fost respinsă. Când vorbesc de cazul care a fost satisfăcută, ne amintim cu toții luna octombrie 2015, dacă nu știu, 15 octombrie, când a fost ridicată imunitatea parlamentară ex-premierului Vlad Filat. În toate celelalte, în al doilea caz, a fost respinsă. Și temerea mea este că nu cu toții înțeleg ce anume este imunitatea parlamentară și pentru ce este dată. În opinia mea, imunitatea parlamentară nu se dă unei persoane în parte. Această imunitate este pentru instituția, pentru legislativ, dacă doriți, pentru a fi protejată, ori pentru a nu admite abuzuri din partea altei puteri. Mă refer la puterea judecătorească. Și în acest sens vreau să aduc argumente, nu că eu aș avea careva temeri de această imunitate, eu nu am de ce mă teme, dar făcând trimitere la constituțiile altor state înalt dezvoltate cu un nivel de democrație, cum ar fi Franța, cum ar fi Italia, cum ar fi Germania, cum ar fi Japonia, cum Turcia, da. Deci lista este mare. Ei nici nu au de gând să se atingă de această imunitate, pe de o parte, dar pe de altă parte, și eu aș fi de acord în cazul Republicii Moldova să excludem această imunitate când statul ar garanta acelui deputat pentru a nu fi persecutat prin criterii politice, pentru a nu fi persecutat pentru opiniile lui exprimate, pentru a nu fi persecutat în cazul când el are altă opinie vis-a-vis de un proiect și nu dorește să-l voteze,
Pentru a nu ca fi... să nu fie constrâns până la urmă. Fie... Evident. Domnule Medrigan, au nevoie deputații de imunitate? Evident că da. Dar dați să revenim la istoria statului Republica Moldova. Când colegul vorbea raport opoziției, guvernare, noi deja ne-am convins că pe parcursul acestor ani, unii care au fost în opoziție au venit la guvernare, cei care au fost la guvernare au trecut în opoziție și nu se știe ce va fi în perioada următoare. Este un proces normal. Prin urmare, din punct de vedere rațiune, nu trebuie de examinat că astăzi este opoziția sau nu este opoziție. Mâine ăștia vor fi în opoziție și tot așa. Dacă revenim ceva mai îndepărtat, instituția parlamentarismului nu a fost inventată de noi. A fost încă Marea Britanie și respectiv mai multe elemente ce se referă la activitatea parlamentului și respectiv parlamentari. Deci noțiunea de imunitate nu este nouă și după cum a menționat colegul, este în toată lumea această imunitate. Am avut-o și noi și o avem. În ce ea constă? Deci esența imunității era că într-adevăr nu poate fi persecutat sau intimidat deputatul pentru activitatea sa parlamentară. Deci activitatea parlamentară este o activitate politică. Da? Care este funcția parlamentului? Adopta legi, adopta hotărâri, controlul parlamentar. Și pe de altă parte, noi avem un principiu constituțional care stipulează că toți sunt egali în fața legii. Deci avem două stipulări, că pe de o parte, toți suntem egali, începând cu președintele statului, deputați care n-ar fi, și pe de altă parte avem o imunitate. Ce e imunitate? Și iată până acum, eu vreau să amintesc că discuțiile cu imunitatea au folosit-o toți. Și la mitinguri, și în opoziții, și în alegeri, și tot așa, toți, că noi am să ridicăm imunitatea. Și, deci, de ce trebuie să aibă frică deputatul? De imunitate sau de acțiunile pe care le întreprinde contrar legii? Fiindcă noi am văzut și în practica recentă că când în mapa procurorului general sunt materiale, nicio imunitate nu-i ajută. Da? Deci, merge vorba nu de atât de lege, că legea ea este imperfectă, dar ea este și ea nu diferă mult de alte state. Problema este în persoane. Cum folosesc aceste mecanisme legale? Da, să ne ajute, ne aducem aminte, iată să vorbim de Franța, Jacques Chirac, deci s-a așteptat ca să-și finiseze mandatul să fie tras la răspundere. François Mitterrand, avem exemple da, locvente aici. Da. Și zice, nu, unde o să plece? Mai devreme sau mai târziu o să răspundă pentru acțiunile. A fost și un deputat, Bernard Tapie, un patron de un club de fotbal foarte important, dar era și deputat. Iarăși a primit termenul său. Deci, da, pe acea perioadă nu a fost tras la răspundere, dar mai devreme sau mai târziu materialele se acumulează la organele de drept competente în investigarea fiecărui caz. Dacă țineți în minte, a fost domnul Zubco, când era procuror general da, în Parlament și se solicita să dă dare de seamă, nu știu ce, și zice, știți, domnilor, în mapă aici la mine se găsesc multe materiale referitor la mulți colegi care stau acum asta în zice. Parlament. Și deodată toți au luat apă în gură. Și au stat tot chitit. Da? Deci aceasta vorbește despre faptul că organele abilitate de drept trebuie să-și facă lucrul său. Și dacă la procurorul general sunt temeri sau probe suficiente că un deputat sau altul a comis ceva, el este, nu că în drept este obligat să prezinte această informație și în această notă informativă eu nu am văzut și probabil că nu este această mare necesitate că dacă ar fi avut 10-15 respingeri de ridicare a imunității, deci, oameni buni, noi luptăm cu corupția, criminalitatea, cu corupția și iată, Parlamentul împiedică.
Astfel de cazuri aproape că nu sunt. De fiecare dată, bun, într-o majoritate de cazuri, în tot cazul, dacă procurorul general a prezentat probe elocvente, în principiu Parlamentul nu s-a opus. Dar care ar fi logica, spunea domnul deputat Novac, pentru acești deputați care au venit cu inițiativa de a ridica? Știți, politica este ca un iceberg. Da. Da, este o, o zicem, o maestrie, o artă. La iceberg o treime este deasupra apii și două treime în apă. Evident că cel... Noi revenim la întrebarea deja seculară. Cui aceasta îi convine la momentul dat? Și dacă o să analizăm printre rânduri, anume la acest moment, da, fiindcă încă o dată menționez, au solicitat multe partide și în programe cu imunitatea, deci mai mult așa automat decât într în esență. Eu cred că a venit un timp că Parlamentul trebuie să fie dirijat, da, organul nostru reprezentativ politic, și aceasta nu e exclus că va fi un mijloc sau o pârghie asupra unor deputați, fiindcă unii deputați, sau mai bine zis persoane, cetățeni, se rup în Parlament pentru ce? Pentru a lucra? Nu. Mulți dintre ei idei nu au despre tehnica legislativă și nici salariul nu este 8-9 mii de lei pentru o persoană prosperă sau din afacere, asta nu e mare salariu. Deci salariul nu e mare, imunități nu, cu alte activități nu are dreptul după legii să se ocupe, ce ar fi atractiv pentru un deputat să vină în Parlament? Haideți să ne întrebăm pe domnul Novac. Domnul Novac, avem nevoie, cel puțin teoretic, de 68 de voturi pentru lectura a doua. Respectiv, ieri urmărind ședința Parlamentului, au fost discuții foarte interesante. Unii deputați se temeau că vor fi șantajați, ceilalți care au propus acest proiect spuneau că niciun fir de păr al deputaților nu va fi atins. Haideți să vedem cum stau real lucrurile. Domnule Madame, să fie clar la toți și telespectatorilor, eu nu pot să nu-i dau dreptate domnului Medrigan atunci când a spus că organul de urmărire penală la ziua de azi are suficiente pârghii pentru a-și efectua urmărirea penală în cazul în care o demonstrează. Sunt probe care nu pot fi supuse niciunei îndoieli. Și noi am văzut, eu vă zic, când a fost cazul ex-premierului Filat, eu eram în Parlament, după asta procurorul general se prezintă la Comisia Juridică Numiri și Imunități, dumneavoastră știți, asta trebuie să prezint. Am fost, fiind membru comisiei, am fost și acolo, ni s-a pus pe masă setul de documente, ni s-a demonstrat că este nevoie de a ridica imunitatea și așa mai departe, ni s-a demonstrat, s-a făcut. Adică probleme nu sunt. Dar cei care vin cu acest proiect, să admitem o situație. De exemplu, deputatul Novac, cuiva nu-i convine că eu să fiu prezent la o comisie de profil, de exemplu, pentru balanța voturilor. Ieșind din scară ori din casă, se apropie un polițist de sector care îmi spune, haideți urmați la inspectoratul de poliție ca să verificăm identitatea dumneavoastră, spre exemplu. Ori poate să-mi incrimineze, ori să mă stopeze, mergând cu mașina, să mă stopeze, să-mi povestească fel de fel de balade că, uite, mașina dumneavoastră e furată, ori nu știu ce, ca pe urmă să-și ceară scuză. Știți că nu a fost chiar așa, dar ne cerem scuză. Între timp, eu nu sunt acolo unde trebuie să fiu. Da, se rezolvă. Se clarifică situația, însă eu nu mi-am făcut meseria mea în Parlament unde trebuia să o fac. Și de aici au de câștigat cei care pun la cale toate mărșăvenile astea. Asta unul la mână. Doi, imunitatea parlamentară nu trebuie percepută ca un paravan de protecție. Ca un scut de protecție. Da. Imunitatea parlamentară este acordată instituției parlamentare pentru a proteja această instituție de represiuni ori de intimidare sau fel de fel de acțiuni. Deci, la ziua de azi este cei care au de gând să facă astfel de mărșăvenii pe de o parte și pe de altă parte care este deputatul care se bucură de această imunitate,
nu prea își bagă nasul un fel de mârșăvenii de astea mărunțele. Că ei, în orice moment actuala guvernare, poate să găsească un țap ispășitor într-un polițist de sector, ori într-un agent de patrulare, foarte ușor. Ce pentru ei? Însă, eu o percep altfel. Deci, instituția, parlamentul, legislativul, nu trebuie să sufere din cauza asta, că să facă mofturile cuiva. Noi și așa suntem egali în esență. Suntem egali cu cetățeanul de rând. Doar în cazul în care am comis o infracțiune, suntem pasibili de a fi trași la răspundere. Și noi avem, iarăși repetăm, cazul concret, când s-a ridicat, a fost condamnat și stă la pușcărie deputatul. Care este problema? Dar iepurile stă ascuns aici, că prin asta se dorește unul la mână de a demonstra cetățenii Orcuti, noi suntem cei care... Eu aș vrea să văd dacă semnatarii proiectului, e că eu am chiar da, și proiectul... Chiar să vă arătați. Semnatarii proiectului... Da, țineți un pic să vadă și telespectatorii noștri. Și-ar dori, după alegeri anticipate, în cazul în care se schimbă configurația politică în Republica Moldova, dacă ei și-ar dori ridicarea acestei imunități. Vă asigur că, dar eu discutând chiar și cu unii dintre semnatarii acestei ieri în Parlament, ei recunosc că, știți cum, acolo, ați văzut că ieri a mai fost coordonatorul, mi-a dat indicații că chiar și din cei care urmau ieri să voteze, nu sunt de acord, deoarece înțeleg ce este asta în esență. Dar operam cu această cifră, 68 de voturi. Credeți că este reală? Bine, din punct de vedere matematic, este necesar aceste două treimi, deoarece aici nu modificăm doar... Nu modificăm o lege obișnuită, modificăm Constituția Republicii Moldova. Cel puțin deputații socialiști s-au pronunțat împotriva acestor modificări. Sunt chiar și cei care au votat, nu sunt sigur că vor vota în lectura a doua. Deoarece în ultimele zile atâta se discută la acest capitol și există, vreau să vă zic, există opinia Comisiei de la Veneția pe acest subiect, există o opinie separată a Curții Constituționale, mai bine zis, a unui judecător a Curții Constituționale și în această opinie separată, eu chiar aș vrea să-i dau citire ce, nu, când ea este pe câteva foi, eu doar pornind de la, deschid ghilimele, pornind de la starea democrației și justiției în Republica Moldova, imunitatea parlamentară trebuie tratată în principal ca o instituție de drept constituțional, ce are ca scop protejarea Parlamentului împotriva unor măsuri represive, arbitrare, ce ar putea fi luate de puterea politică și ar afecta independența acesteia. Consider că este eronată intenția autorilor proiectului de a diminua garanțiile de independență a deputaților, scontând un rezultat iluzoriu de creștere a integrității parlamentarilor. În contextul particular al Republicii Moldova, vulnerabilizarea parlamentarilor în raport cu organele represive ale statului riscă să afecteze esența parlamentarismului ca sistem în care parlamentul ales de popor influențează și controlează celelalte organe ale statului. Ce spuneați dumneavoastră de fapt un pic mai devreme? Da. De aceea eu și-am zis că trebuie percepută imunitatea nu ca o umbrelă de protecție ori un scut de protecție. Domnule Medregan, domnul deputat spunea despre cele două cazuri, cel puțin din anul 2015. Aici apare întrebarea firească și probabil anticipez și punctul de vedere a telespectatorilor. Doar doi deputați pe parcurs a 25 de ani de independență pot fi bănuiți de acte de corupție? De ce? Ce nu a mers? Justiția care este și era controlată sau erau... ca și papa de la Roma, fără de păcate, da? Eu activez ca avocat, nu ca procuror general până și am. Dacă eram procuror general, eu vă răspundeam da? cât material stă și își așteaptă rândul. Pe mine mă amuzează aceste semnături, nu vreau să le dau citire, dar pe mulți îi cunosc, cum ei s-au evidențiat fiind în alte partide, poziția lor pe acest subiect fiind în alt partid, care zice, nu, nici într-un caz,
Deci sunt destul de bine, iată familiile astea. Spun eu, nu, imunitatea nu trebuie scoasă. Fiindcă menționez încă o dată, au fost aceste inițiative pe parcursul la mai mulți ani și tot aceste persoane ziceau că nu, trebuie de menținută imunitatea, fiindcă, într-adevăr, aici sunt mai multe momente, aș vrea câteva să identific. Imunitatea parlamentară se referă nu numai la însuși deputat, ci și la familia sa. Iată că o pârghie de a influența un deputat sau altul poate să fie prin familia sa. Adică soțul, soție care au afaceri, ceva, undeva, pleacă, vine, sunt diferite, diferite metode. Într-un timp, un deputat de-al nostru era căutat, inclusiv de Interpol. Și nu-l găseau, da? Nu-l găseau de-al iară la noi în Parlament. Da. Nu e este, un paradox, până la urmă. Nu este amuzant, paradox, nu, trebuie altă expresie decât paradox. Pur și simplu este o bătaie de joc. În ce hal noi am ajuns? Începând cu Constituția și alte legi și nu numai... Nu doar că dar și căutat în România. Păi asta este că problema nu e în legi, dar în persoanele noastre de astăzi care efectuează conducerea statului și noi am ajuns într-așa un hal. Că legile noastre și instituțiile nu mai lucrează. Nu mai lucrează. Deci toți stau într-o frică oarecare. Ce a spune cineva? Cum trebuie de făcut? Noi am trecut aceste timpuri, dacă țineți minte, pe timpul guvernării comuniștilor, 2001-2009, numai că nu în astfel de formă. Și atunci era oarecare frică că iată ce cumva, dar în comparație cu ziua de azi, nici nu se compară. Nici nu se compară. Midrigan, da. Mă scuzați că vă întrerup. Da. Ieri unii deputați spuneau că Partidul Democrat, cel care vine de fapt cu această inițiativă, are controlate justiția și alte instituții care erau enumerate și de aceea nu le este teamă. Ceva mai devreme spuneați despre iceberg. Eu aș întreba, efectul bumerangului e valabil în cazul ăsta? Bun, o să spunem cu certitudine după 2018. Când la întrebarea care eu o formulez acum, da, moldovenii vor să schimbe ceva spre bine în Republica Moldova sau nu? Dacă vor să schimbe, înseamnă că va fi schimbată guvernarea. Dacă nu vor moldovenii în Moldova, la dânși acasă, să schimbe ceva, înseamnă că va rămâne cum este astăzi. Întrebarea este foarte simplă, fiindcă noi de multe ori vorbim la nesfârșit. Noi suntem lăudăroși, fricoși, trădători câteodată, da, nu vreau să fac la exemple concrete de sus până jos, când astăzi este de o opinie, mâine pe mâine este cu opinie sau opoziție, cu totul contrar. Asta este natura și mentalitatea noastră. Prin urmare, dacă revenim, de ce Partidul Democrat la urmă? Fiindcă de ce? Și platforma, și platforma, dacă țineți minte, la meeting-uri a solicitat și alte partide, toți în programele lor că trebuie schimbată de imunitate. Și de fiecare dată era justificată că unii în Parlament se ascund după această imunitate. Și eu am început în această discuție, dacă într-adevăr este așa. Și eu cred că este așa. Fiindcă eu, unele persoane, iată, pe parcursul la mai mulți ani, eu nu i-am auzit măcar o dată să deschidă gura în Parlament. Poate în comisie ceva mai spun, da? Doi, sunt persoane care pe parcursul la 4 ani nu are nicio inițiativă legislativă. Strigător la cer. Trei, o mare parte din deputați acum se tem să plece în teritoriu. Fiindcă oamenii întreabă îndată, din miliard, unii miliardul, dacă de, ce, găsi, da? De ce... Păi dacă se caută, de obicei nu că a fost găsit, dacă se caută ca atare, de ce sunt reduse salariile, pensiile, de ce nu sunt investiții capitale? Un șir de întrebări care nu au răspuns. Ei se tem. Unii deputați se tem de cetățeni, de alegători. Prin urmare, este aici o mare problemă cu legitimitatea Parlamentului de astăzi. Și în acest context vreau să fac o mică referință la propunerea președintelui de a micșora numărul de deputați. Da, știți cum era înainte acesta? Mai bine, mai puțin, dar mai buni. Lutșă, menșă, dar lutșă. Și cred că dacă vor veni persoane competente, oneste,
în Parlament, evident că nici această imunitate nu vor avea nevoie, fiindcă ei vin să lucreze acolo, să activeze. Dar eu consider că, într-adevăr, după experiența mai multor state, nu este rezonabil ca astăzi, în această perioadă, în condițiile noastre, de dat pârghii suplimentare de intimidare asupra deputaților. Dacă punem o întrebare foarte simplă, sunt intimidați unii deputați din Parlament astăzi? Și uitați-vă... Chiar intenționam să adresez această întrebare. Bun, eu o spun din exterior, fiindcă ei, mă rog, poate au și o solidaritate față de dânsii câteodată. Și nu o spun. Pe unele întrebări sunt foarte uniți câteodată. Dar uitați-vă cine votează. Deci toate aceste partide, în afară de Partidul Democrat, o să vedem cine o să voteze. O să vedem cine o să se alieze și de ce. Din marea dragoste față de acest proiect de lege sau din punct de vedere a unei frici sau intimidări? Domnule Novak, haideți să pornim de la ultima idee a domnului Mîdrigan. Deputații sunt solidari? Sunt vulnerabili, poate, în anumite situații și de aceea lucrul ăsta... Sau principiali pe unii principiali, iată, mă ajută dumnealui? Nu știu, eu chiar ieri pe coridoarele Parlamentului mă întrebau tot jurnaliștii ce opinie am eu despre așa zisă evadare, ori nu știu cum să-i zic, ultimului deputat dintr-o fracțiune până când nu în alta, dar chipurile merge neafiliat. Eu am spus, se vehicula în mass media chipurile, cel puțin colegii lui de fracțiune, spuneau că este intimidat, este nu știu. Băi, dar ce nu ieși la tribuna parlamentului? Ești la tribună și spui, oameni buni, ia că eu sunt deputat, voi m-ați ales, ia că eu sunt intimidat. Ia că... Și să dea nume concrete. De X, Y și Z, da? M-a amenințat așa. De ce nu ies? De ce îmi dă prin tufari tăți cu mișmașuri de astea, pe sub masă, pe ascuns? Eu nu închipui cum el să iasă, să meargă la dânsul, în raion, în sat, să privească în ochii oamenilor, după tătea este. Dar... Lumea întreabă de miliard ca să răspundem întrebărilor și domnului Mîdrigan. E clar că când mergeți în teritoriu, pe lângă celelalte probleme de probabil de politică externă, de structuri, de funcționare a instituțiilor statului. Săptămâna trecută am fost în weekendul trecut în două raioane, mă refer la Crioulen și Dubăsari. Am mers și prin sate, ne-am întâlnit și cu primari, am discutat și cu oameni simpli. Evident, problema miliardului este numărul unu. Dacă noi avem, sigur, noi avem o sumedenie de probleme, însă nu e întâlnire să nu se înceapă cu miliardul. Asta e, datele statistice arată că 99%. Metaforic, vă întreb, probabil așa o formulează și concetățenii noștri. Și totuși a fost găsit miliardul. Ce le spuneți oamenilor? Se lucrează eu le spun, răspunsul meu e una. Da. Cum să găsească miliardul a cei care l-au furat? Frumos. Nu, de unde să-l găsească și el o furat că să-l găsească sau și... Nu, hai să fim sinceri. Noi dacă vrem să aruncăm colbă în ochi, putem să spunem că da, să lucrează, să caută, nu știu ce, dar ei nu l-au furat pentru aceea că să-l găsească. E ca... Astăzi răspund. Domnul Șor a luat o penalizare, da? Ei? Și ce m-a făcut? Mare penalizare. E ca... Haideți să nu facem haz din ecaz, dar domnul Șor... Eu încă nu știu ce mai caută domnul Șor încă în arest la domiciliu. Și de ce e în arest la domiciliu? Toate că atunci când nu se vrea, el încă o să mai steie în arest la domiciliu până într-o zi o să afle că nu-l găsesc. Eu nu știu ce am așa o impresie că e că într-o zi el pur și simplu a zic передаю привет из Израиля или еще откуда-то. Asta e problema, că noi vedem pentru infracțiuni comise, credeți că el nu poate să influențe, fiind parte pe dosarul furtului miliardului, nu poate cumva să influențeze mersul anchetei, martorii și așa mai departe?
Domnilor invitați, în ședința de ieri a Parlamentului s-au operat și modificări la codul audiovizual. Un aspect iarăși destul de important în ceea ce privește funcționarea instituțiilor media. Vreau să vă întreb și după aceea vom încerca să intrăm într-o mică legătură telefonică cu Petru Macovei, expert în media care se pronunță pe marginea problemei. Vreau să vă întreb pe domnul Medrigan. Domnule Medrigan, un proprietar cel mult cer două licențe de emisie. E ok? Sau trebuia să rămânem la 5? Noi subiectul ăsta l-am discutat mai mulți ani. Da. Da? Și tot chipurile restricții că nu mai mult, da? Acesta a fost un subiect care duce la ce? La monopolizare. Noi avem monopol asta sau nu? Este evident. Avem mai multe și cum aprindem televizorul, noi vedem primele canale are acuies. Da? În grilă. Este la un proprietar. Și în jurul ăsta încă și mai multe surse mass media. Da? Deci, asta înseamnă că urmează să fie înstrăinate, cel puțin teoretic. Uitați-vă care este problema. Deci, ai noștri se mai duc în Europa și cineva le mai dau din deget, fiindcă o astfel de situație, europenii de mult le atrag atenție. Nu este bine. Fiindcă dacă este monopolizat, uitați, aceeași informație și aceeași prezentare este pe mai multe canale. La Prime-ul, canalul 2, da, canalul 3. Ca să nu le facem publicitatea, da. Nu le facem, dar este o realitate care da. Noi în toată ziua, da? Noi, cetățenii, avem dreptul la o informație veridică și echidistantă, da? Noi avem dreptul să facem comparații diferite posturi de televiziune și așa mai departe. De aceea europenii, din punctul de vedere a monopolizării, au atras atenție de mai multe ori, fiindcă astăzi la noi în țară, în perioada noastră de tranziție, mass media are o influență încă destul de mare. Iată, se petrec manipulări cu diferite subiecte, nu știu ce. Deci eu cred că aceasta a fost, în primul rând, o cerință a Uniunii Europene, totuși să facem un pic de ordine. Dar și o necesitate iminentă, probabil. Doi, uitați-vă cu băncile. Era legea că un acționar nu poate deține sau procura pachetul mai mult de 5%, trebuie cu permisiunea. S-au găsit 5-6, care am luat câte aproape 5, da? 4,95 și la urmă a format pachetul. Da? Au format 6, câte 5 au format 30 și ceva, dacă țineți minte. Deci, în principiu, nu se schimbă numai proprietarul. Este important ca să vadă afilierea. Afilierea. Fiindcă în loc de Gheorghe îl pune pe Ion, în loc de Ion îl pune Vladimir, nu aceasta schimbă. Trebuie de văzut în esență concentrarea masivă a mass media în unele mâini. Asta este esența. 3. Totuși s-a mai adoptat ceva coduri de etică, jurnaliștii au încercat un fel de autocenzurare, nu știu ce. Noi vedem ce se petrece în mass media, că câteodată eu personal, în calitatea mea de avocat, cunosc niște lucruri foarte clar la care eu mă ocup sau am o informație certă și eu văd cum ele sunt prezentate. Zic, oameni buni, voi nici nu roșiți când spuneți atâtea minciuni? Și așa cu pafos, analiști, politici, comentatori, acolo, acum sunt nădușă unul pe altul la aceste minciuni, care eu le cunosc precis că nu au fost așa. Iată ei acolo la unele posturi de televiziune, seara după seara, una și aceeași. Ceea ce asta înseamnă? Este o manipulare a opiniei publice și noi cunoaștem că legislația în vigoare prevede ca să fie o contrabalanță, să fie invitați și cu opoziție și cu altă opoziție, să fie un discurs, să fie o balanță. Iată că la unele posturi de televiziune aceasta nu se respectă. Nu se respectă. Eu n-am prevăzut socialiștii la Prime sau la alte posturile ca să-și expună, ca să-și expună opinia și cetățeanul să vadă o competiție politică cu probe, da, domnul Navrat ne spunea chiar înainte de această emisiune, fiind invitat un nou post de televiziune, a avut 4 contracandidați. Păi asta e echidistanță numește. Da. Deci codul audiovizual trebuie, după părerea mea, nu atâta referitor la proprietar, că aici sunt mijloace cât e vreți de a schimba proprietarul, cum și acum sunt la diferite societăți comerciale,
în zonele offshore, dar să vedem afilierea și politica editorială. O să rog regia ca să facem legătura telefonică cu Petru Macovei, spuneam ceva mai devreme, ca să aflăm și poziția domniei sale legate de modificarea codului audiovizualului. Dumnealui în repetate rânduri s-a pronunțat vis-a-vis de această problemă. Este, mi se pare că pe fir deja vom încerca să discutăm. Da. Alo, bună seara! Bună seara! Domnule Macovei, sunt Vlad Madan de la Accent TV. Discutăm despre modificarea codului audiovizualului. Spuneți-ne, vă rog, care este părerea dumneavoastră? De ce tocmai acum s-a intervenit la codul audiovizualului și dacă această modificare, de fapt, presupune dezvoltarea pluralismului de opinie? Acum, într-adevăr, este puțin straniu că s-a produs această modificare acum. Intuiesc că a fost voința Partidului Democrat să-și promoveze proiectul de lege 218. Vă reamintesc că acest proiect a fost examinat și în iulie anul trecut. Atunci s-a decis să fie comasat acest proiect și alte două proiecte care presupuneau modificarea codului audiovizualului cu proiectul unei noi legi, unui nou cod al audiovizualului, de asemenea adoptat în prima lectură. Nu știu exact care este motivația unei acestei grabe cu care s-a făcut această modificare. Nu sunt convins că adoptarea acestor modificări va duce la dezvoltarea produsului autohton, deoarece asta este unul din argumentele autorilor acestui proiect, că ei își doresc dezvoltarea produsului autohton. Și este nevoie, într-adevăr, de dezvoltarea acestuia, pentru că foarte mulți radiodifuzori din țara noastră parazitează pe branduri străine, fie din Rusia, din România sau din alte țări, și nu se dezvoltă ca atare. Domnule Macovei, este bine că s-au gândit să facă lucrul ăsta, însă modalitatea nu mi se pare tocmai reușită. Spuneți-mi, vă rog, s-a intervenit raportat la proprietari. O persoană fizică, atât juridică, nu va putea avea mai mult de 2 licențe de emisie. E ok? Da, da. E ok această prevedere? Este o sugestie a organismelor internaționale? Nu, eu aș fi fost fericit dacă se adopta o modificare la lege prin care un proprietar nu ar fi avut dreptul să deține decât o singură licență pe televiziune și una pe radio, pentru că piața Republicii Moldova este una foarte mică și în situația și actuală, dar și atunci, dacă se va permite ca un proprietar să aibă două televiziuni și două posturi de radio, asta nu va duce la un mai mare pluralism de opinie pe piața noastră. Domnule Macovei, orele de emitere pentru orele de maximă audiență, vi se pare acest raport echilibrat 2 la 4 într-o țară așa cum e Republica Moldova? Bilingvă? Eu cred că eventual, din câte eu mi-aduc aminte, inițial era un alt raport. Dar în linii mari eu cred că este ok. Atâta doar că televiziunile care se emit în zone unde locuiesc compact minoritățile etnice trebuie să aibă un pic alt regim și eu sper că Autoritatea Națională în domeniul audiovizualului, CCA-ul, va avea grijă de lucrul ăsta. Domnule Macovei, noi vă mulțumim pentru aceste explicații și pentru bunăvoința de a interveni în cadrul emisiunii noastre. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Domnule deputat Novac, astăzi, cred că în repetate rânduri, și domnul Macovei a pomenit despre Partidul Democrat, despre această intenție, despre modificarea codului. Haideți să deschidem un pic parantezele pe această lungime de undă. Da, domnul Macovei are dreptate. În plenul Parlamentului au fost înregistrate 3 proiecte care veneau să modifice codul audiovizualului. 2 din ele erau promovate, aș zice eu, înregistrate de Partidul Liberal, care erau cu adevărat draconice pentru televiziuni. Dar, mă rog, liberalii sunt în stilul lor. De altă parte, era proiectul numărul 218, care a menționat domnul Macovei, care era mai puțin otrăvitor pentru piața medie din Republica Moldova. Reieșind din ceea ce era venit, noi nu puteam să stăm, să ne uităm ce fac ei și am intervenit cu amendamente la
proiectul 218 care a fost luat ca bază. Și fracțiunea socialiștilor a înaintat 5 amendamente pe acest subiect. Și unul din ele care a fost și acceptat ținea de la noțiunea de retranslare fusese omis și radiodifuzorii. Deci prin amendamentul socialiștilor am corectat această gafă. Al doilea amendament ținea de acele 6 ore în prime time. Deci în proiect era inițial propus ca în prime time să fie din 6 ore de produs autohton să fie 5 ore în limba de stat și o oră doar în limba rusă. Noi socialiștii, studiind de fapt că sunt, ceea ce a vorbit și domnul Macovei, sunt regiuni ale țării unde în genere nu prea cunosc limba de stat, mă refer regiunea de sud, în Găgăuzia, aici ne-am învârtit în prime time 5 ore de produs autohton în limba de stat. Și noi am venit cu o propunere ca să fie 50-50, adică 50-50. Ar fi corect. Mă rog, am insistat, însă până la urmă cei din Comisia Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media au cedat, adică să fie în proporție de 4 ore de produs autohton în limba de stat și 2 în rusă. Da. Deci acesta este al doilea amendament acceptat, amendamentul socialiștilor. Al treilea amendament care a fost acceptat ține de numărul de licențe, cei ce au vorbit domnul Macovei, ca să nu fie monopol total pe piața media. Și a mai fost încă un amendament care la capitolul, la articolul 38, la capitolul sancțiuni, iarăși au trăsnit niște amenzi acolo, că te ții de cap. Aici vroiam să ajung și mai avem 3 minute, ne spune regia, mingea este la picioarele domnului Medrigan. Cum calificați ca instanțele de judecată sau să examineze de fapt dosarele ce țin de media la propunerea CCA-ului? Bun, noi am avut exemple când Consiliul examina inclusiv cu retragerea licenței. Da. Să ne aducem aminte de compania NIT, care, chiar și dacă Curtea Constituțională a stabilit printr-o hotărâre la acea vreme că totuși instanța de judecată, deci Consiliul intervine cu o cerere în instanță și instanța decide retragerea sau penalitatea și așa mai departe. Deci, din punct de vedere procedural, ar fi, fiindcă totuși în instanță este o competiție cu probe. Dar atunci instanța se limitează din activitatea CCA-ului, nu? Păi da, dar uitați-vă cum este politizat acest CCA și pe parcursul la mai mulți ani ca și alte instituții de stat. Da. Și atunci totuși este mai deopotrivă să fie în instanța de judecată cu instanțele ierarhic superioare, judecătorești, inclusiv cu CEDO. Inclusiv cu CEDO. Că dacă se examinează numai de CCA, noi vedeam acolo cum se ridică mâinile ca și în Parlament la o indicație sau la o comandă și noi vedem că la unele companii se închide ochii, la unele încălcări, iar la altele au un control și o apreciere destul de drastică. Asta ar însemna la fiecare încălcare ar trebui să sesizăm instanța de judecată? Pentru nu că ce au avea, ce nu puțin din cod citez, avea sancțiuni, avea lipsa pentru licență. Le rămâne și CCA-ului pentru unele încălcări, dar încă o dată repet că cele mai importante sunt retragerea licenței. Și în acest context s-a expus și Curtea Constituțională și cred că este rezonabil, cu atât mai mult că este totuși o activitate economică. Și noi avem și un cadru legal care reglementează activitatea economică a agentului economic. Deci în partea aceasta este ok, zicem așa, este accesibil. Eu cred că se pregătește terenul pentru următoarele alegeri.
Domnilor invitați, pe această notă sunt obligat ca să pun punct acestei emisiuni. Vă mai aștept și cu alte ocazii în studioul nostru. Stimați telespectatori, rămâneți alături de Accent TV. În numele întregii echipe, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară bună.